fucking bugger. Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu un nou clip. Ce vom face astăzi? Ei bine, astăzi vom face o plimbare până la Pitești. Îi vom face o mică modificare evacuării, ceva ce am amânat destul de mult timp și iată că a venit momentul. Am zis, chiar dacă mașina aceasta va mai sta maxim 2 luni la mine, am zis să-i mai facem o modificare evacuării să sune și mai bine. Exact la limită, exact cât trebuie. Deoarece la această mașină pocniturile se aud foarte tare, acele pops and bangs-uri, însă sunetul în sarcină nu este atât de accentuat. Ei bine, vom umbla și la chestia aceasta. Noi la mijloc avem o intermediară, o detentă. Ce vom face acolo? În locul ei vom face un X-pipe, ce va modifica destul de mult sunetul și nu mai zic că mașina va da și niște flames-uri mult mai accentuate, adică vom avea niște flăcări mult mai mari decât sunt acum. Fiindcă acea detentă oprește foarte mult din sunet, și bineînțeles oprește și mai mult din flăcări. S-ar putea să se schimbe puțin sunetul, pe lângă faptul că va fi mai accentuat și rezonanța va fi puțin diferită din câte știu de la X-Pipe. Da, mergem la Cornel în Pitești, unde mergem de fiecare dată când avem nevoie de o astfel de modificare la evacuare. Dacă aveți nevoie de o astfel de operațiune, nu ezitați să-l contactați, aveți toate detaliile în descrierea acestui clip, aveți Instagram-ul lui chiar și pe ecran. Îi mulțumesc foarte mult fiindcă m-a ajutat de fiecare dată când am avut nevoie. Dacă vă amintiți, am fost în vară chiar și cu intercoolerul acela ce nu se potrivea. Am fost la el să-l montăm, dar din păcate am fost degeaba, fiindcă, după cum bine știți, nu se potrivea. Trebuie să-l trimitem înapoi, să așteptăm altul. În fine, până una alta, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Noi acum mergem spre Pitești, din fericire astăzi este o zi frumoasă, am scăpat de ploaie într-un final. Sper să nu mai vină curând. Și da, ce să zic, ne vedem de la OMV cu cafeluța clasică, bineînțeles. Bun, acum ne-am luat și noi cafeluța clasică și pornim direct la drum. Deci ce să zic, ne vedem direct din Pitești.
acum am ieșit și noi din aglomerație, ne îndreptăm spre Cornel, mai avem undeva la 10 km, nu mai avem mult și de aici încolo este liber. Deci, ce să zic, ne vedem direct de acolo. Thank you.
Face frumos, da, exact cum trebuia. Am plecat și noi de la Cornel, sunt super, super entuziasmat de cum se aude mașina, adică cel puțin în interior, când am accelerat-o, e incredibil cum se aude, adică niște pop-uri de atât de agresive și din ce am observat puțin mai rare, nu știu de unde până unde sunt mai rare, doar că sunt exact cum îmi doream eu, mai rare și mult mai accentuate. Bine, în mers se pare că au rămas la fel, dar se aude din nou mult mai, cum să zic, mult mai înfundat, mult mai gros. S-a schimbat clar rezonanța, cred că se aude și pe video puțin diferența. Și când schimbă oricum se aude diferit. Se aude super, super bine, deci de fiecare dată când plec de la Cornel plec super entuziasmat. Ultima dată când am fost la el și am făcut downpipe-ul la mașina asta, nu aveam softul de Pops & Banks, dar chiar și stock cu downpipe-ul se auzea genial. Aveți Instagram-ul lui Cornel atât pe ecran cât și în descriere. Îi mulțumesc foarte mult pe această cale, fiindcă m-a ajutat de fiecare dată și cu siguranță mă va ajuta și pe viitor, fiindcă am eu niște idei cu următoarea mașină, puțin duse la extrem, dar bineînțeles mă cunoașteți și nicio modificare nu ar trebui să vă surprindă. Bun, acum mergem și noi să mâncăm ceva, iar pe urmă mergem direct spre oraș. Ne vedem direct de pe drum. Bun, acum am mâncat și noi și mergem direct spre casă. Mergem pe altă parte ca să ieșim puțin pe autostradă, să auzim evacuarea mai bine. Suntem pe confort și chiar și pe confort se aude destul de bine. Mamă, dar când schimbă, e un sunet total diferit când schimbă. Suntem pe confort acum. Am pornit pe schimbare. Ajungem imediat la pasaj și au
auzit mașina de optic, fiindcă pe video n-are nicio legătură cu realitatea, nici înainte, nici acum, nu are absolut nicio legătură cu realitatea. Dar asta este, cine a avut ocazia să ne întâlnim pe real și a auzit mașina, știe că se aude total diferit față de video. Ne apropiem acum de sfârșitul autostrăzii și urmează să intrăm în pasaj. Ne vedem direct din pasaj. Foarte, foarte mulțumit. Mi-a depășit așteptările, sincer, nu mă așteptam să fie o diferență atât de mare, dacă mi-amintesc bine. Și când am avut F10-le înainte să-i fac toată evacuarea, păstrasem acea intermediară. Chiar dacă îi pusesem downpipe, îi anulasem finalele, mașina era aproape straight pipe, doar că mai avea acea intermediară. Și am zis, hai să o anulăm și pe aia. Știți cum e treaba la diesel, că nu prea poți să scoți sunet decât într-un mod, nu știu cum să spun, 100% neomologat. Și la F10 am renunțat la acea intermediară, acea detentă, când am refăcut toată evacuarea cap-coadă inox, straight pipe. Și nu a fost o diferență. Adică eu chiar nu am observat nicio diferență atunci la F10. De asta mă așteptam și la seria 6 să nu am o diferență foarte mare. Bine, la o oarecare diferență mă așteptam, fiindcă este benzină. Iar la benzină, absolut orice ai scoate, orice ai modificat la evacuare, există diferență. Dar nu chiar atât de rău. Adică mi-a depășit așteptările, sunt foarte mulțumit. În continuare mașina nu pornește în continuu, bine, toată lumea știe chestia asta, nu pornește în continuu, am sport, confort, poate să fie silențioasă, poate să nu mai fie silențioasă. Pot spune doar că mașina asta, ca și sunet, este egal cu zero față de ce urmează. Am niște planuri super, super mari. Viitoarea mașină, care de altfel are și un motor diferit cu mult față de acesta, atât din punct de vedere al capacității, cât și din punct de vedere al cilindrilor. Avem mai mulți. Da, am ieșit și noi din Pitești, mergem spre casă. Probabil mai tragem niște cadre când ajungem acasă. Poate prindem puțin întuneric să dăm și niște flames, fiindcă dă niște flăcări super mari față de cum dădea înainte, cel puțin în garaj când am accelerat-o. Exact asta voiam. Pe loc, dacă o accelerezi, dă 3-4 popsuri foarte puternice și cu niște flăcări de alea, cum îmi plac mie. Bun, ne vedem direct de acasă. Bun, și cam atât cu acest clip, sper că v-a plăcut. Îi mulțumesc încă o dată foarte mult lui Cornel pe această cale. Aveți Instagramul lui atât pe ecran cât și în descriere. A făcut o treabă minunată. Ați văzut și voi diferențele. Dă flăcări mai mari decât de obicei. Înainte dădea mai mult scântei, acum dă niște flăcări în adevăratul sens al cuvântului. Da. Până un alta, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Noi ne vedem data viitoare. Ciao.